Jacques este de fapt o poreclă. În actele sale de identitate, el se numește Rocky. De altfel, toți zimbrii de aici au nume care încep cu literele RO, prescurtarea internațională a numelui țării noastre, ca de exemplu Roșcatul, Robu, Romina, Rotărița. De la înființarea rezervației, 12 exemplare au murit de moarte naturală. Trofeul de zimbru valorează peste 50 de milioane de lei. Specialiștii spun că vânarea la bătrânețe a acestui animal ar prezenta interes economic. La această vârstă, trofeul nu are absolut nimic. Trofeul este, ba din contră, trofeul este la de o valoare deosebită. Pentru întreținerea rezervației și hrana animalelor s-au cheltuit anul trecut 60 de milioane de lei. Rezervația nu aduce niciun venit. În ultimii 2 ani, numărul zimbrilor de aici a crescut cu 7.